Comisia de circulație din cadrul primăriei municipiului Timișoara a aprobat mai multe închideri de circulație în vederea organizării unor evenimente și a executării unor lucrări de infrastructură de pe raza municipiului, după cum urmează. Închiderea circulației rutiere în piața Avramian cu în perioada 13 iunie 2024-14 iunie 2024 până la ora 6 în vederea organizării rugii cartierului Mehala. Închiderea traficului rutier în data de 14 iunie 2024 24 în intervalul orar 9 pentru desfășurarea evenimentului sportiv Crossul Ziua Olimpică 2024 pe următorul traseu. Start Parcul Copiilor, malul canalului Bega până la Facultatea de Hidrotehnică, Splaiul Spiru Haret, strada George Enescu, strada academician Alexandru Borza, sosire intrarea Parcul Rozelor. Închiderea traficului rutier în perioada 15 iunie 2024-31 iulie 2024 2024 în vederea executării lucrărilor la obiectivul Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud lot 1. Astfel în intervalul orar 9-17 strada Intrarea Cucului va fi închisă circulație rutiere pe tronsonul cuprins între strada Frunzei și imobilul de la blocul 2 scările A și B. Închiderea parcării din piața Iancu Huniade, parcarea Modex respectiv cea destinată autocarelor în data de 15 iunie 2024 în intervalul orar 10-17 pentru organizarea unui eveniment. Se recomandă șoferilor să folosească pe cât posibil rute alternative în perioada mai susmenționată.